Dobrogea și o mare parte a țării vor intra sub avertizare cod galben de fenomene meteo extreme cu vijelii și ploi torințiale. Administrația Națională de Meteorologie a emis marți două atenționări cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabile până joi seara, în primă fază în șapte județe, după care se va extinde în peste trei sferturi din țară. Conform prognozei, primul cod galben va fi valabil în intervalul 19 mai ora 21, 20 mai ora 8 și va afecta județele Vâlcea, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinți, Caraș, Severin și Hunedoara. Potrivit în regiunile menționate vor fi perioade de timp în care instabilitatea atmosferică va fi accentuată, manifestându-se prin averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină. Cea de-a doua avertizare cod galben intră în vigoare miercuri dimineață ora 8 și este valabilă până joi ora 18, când fenomenele meteo respectiv instabilitatea atmosferică accentuată și precipitațiile însemnate cantitativ se vor extinde în Dobrogea, Oltenia, Banat și Muntenia, dar și în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei. Meteorologii spun că vor fi vijeli frecvente, descărcări electrice, intensificarea ale vântului cu viteze în general de 60-70 de km pe oră, grindină și averse torențiale.